Această emisiune conține plasare de produse. Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Bomondă, emisiunea care intră în casele dumneavoastră cu informații, dar și reportaje de la cele mai interesante evenimente mondene, dar și despre oameni buni, frumoși, atât la chip cât și la suflet, care lasă urme și mai frumoase. Sunt Liliana Prado și, ca de obicei, vă provoc să rămâneți alături de mine timp de jumătate de oră pentru a afla ce evenimente culturale s-au petrecut pe parcursul acestei săptămâni. Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea și-au unit inițial forțele creând orchestra Moldovlasca. Iar de curând au susținut un spectacol cu genericul Din rădăcini de lăutari, provenind ambii din dinastii de lăutari, muzica acompaniindu-i pe tot drumul vieții. Cum a fost la spectacol, cine dintre interpreți au fost alături de ei, ce impact a avut, dar și ce impresie a lăsat? Aflați în reportajul ce urmează! Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea și-au unit forțele generând un nou proiect frumos, fiind vorba de orchestra Moldovlasca, iar zilele trecute ei au susținut un concert de debut, intitulat Din rădăcini de lăutari, iar impactul său a fost de-a dreptul uimitor. Sala i-au chemat la bis, iar interpreții care au evoluat pe scenă alături de ei au rămas cu impresii pozitive și cuvinte de laudă. Spune-mi, te rog frumos, ce emoții ai trăit în cadrul acestui spectacol, pentru că tu ai fost cea care i-a dat startul. Să știi că fac o dată, încă emoțiile mai sunt, mai persistă, dar am avut emoții frumoase, să știți. Emoții de bucurie, de fericire, fiindcă am cântat prima dată alături de ei, în concert, în primul lor concert, și sunt mândră pentru ei și fericită pentru această realizare a lor. Să fie cu Doamne ajută! Ce melodie ai cântat? Am cântat o melodie veche, Luminiță, lampă mică, sugerată chiar de ei, și am cântat la Hora Străbună, o piesă nouă-nouță, care recent am lansat-o, care este înregistrată cu Moldovlasca, și uite, au fost două premiere în această seară. Și tot aici vreau să ajung. Ce părere ai despre nașterea unei noi orchestre la noi în Republică? Să știi că este frumos, este numai de bine, fiindcă este o orchestră proaspătă, cu un aer proaspăt, dar cu muzicieni de mare valoare, sunt școliți, adică sunt capabili ca să ducă orchestra asta mulți ani înainte și să ducă faima țărișoarei noastre, cum am spus mai devreme. Când ai înregistrat prima melodie cu ei, nu aveai emoții că poate, mă rog, nu o să fie așa cum te aștepți? Să știi că suntem și prieteni, dar sunt niște îndrumători, niște sfătuitori foarte buni și să știi că ne ajută foarte mult. Chiar lucrul de studio mi-a fost foarte ușor să lucrez cu ei. Este o mare plăcere și o onoare. Și mai ales că sunt prima interpretă care a imprimat cu această orchestră. Dacă peste ani va ajunge acolo sus, sper să fie o istorie. Deci vei avea cu ce să te mândrești? Da. Da, cu siguranță. Liliana, îți spun în primul rând bună seara.
Și da, vreau să te întreb ce emoții ai trăit la acest spectacol? Tot niște emoții foarte plăcute, dar și interesante și puțin a fost așa un moment de masă aminte de examenele de la conservator. Ce melodie ai interpretat? Am interpretat două melodii, o sârbă și o horă. Ești la prima colaborare și la prima tangență, mai bine zis, cu Orchestra Moldovlasca sau ai colaborat și anterior? Am mai colaborat cu băieții de câțiva ani, colaborăm, da. Prin spectacole sau ai avut ocazia să înregistrezi și melodii cu ei? Am înregistrat și melodii și spectacole, la fel. Ce părere ai despre nașterea unei noi orchestre în Republica Moldova? E ceva nou, ceva deosebit, ceva frumos, ceva foarte muzical și la urechile ascultătorilor fidele noștri, prietenii noștri care ne ascultă. Ai și un mesaj pentru ei? Ce le dorești? Ce le doresc, în primul rând, să fii sănătoși, să aibă succes mare în ce au pornit, să fie de bun augur acest proiect, să le meargă cu brio și noi să fim alături să-i susținem. Așa e frumos, colegial și prietenești. Cu ce emoții ați pășit în scenă? Emoții doar pozitive, ca întotdeauna. Să zicem așa, avem un pic de experiență în spate de a cânta cu acești minunați băieți care sunt mereu lângă noi și noi suntem, încercăm să fim și noi lângă ei, să-i ajutăm, să-i susținem în asemenea momente, cu atât mai mult că astăzi este debutul și trebuie să fie unul cel mai frumos, să ajungă la inimile tuturor și să aibă concerte încă foarte, foarte multe cu mari artiști pe scenele mari și, de ce nu, să fim și noi lângă ei acolo. Ce melodie ați interpretat și cum va primi publicul? Deci, melodia pe care am interpretat-o este Satele Moldovei mele. Aranjamentul este de Veceslav Ștefăneț și încă în lucrare cu Iurie Bădicu. Ne mândrim de această piesă pentru că ne este foarte aproape de suflet. Ne regăsim în ceea ce cântăm și anume aranjamentul pe care ne l-a făcut Veceslav Ștefăneț a pătruns într-atât de mult în inima noastră că ori de câte ori nu am cântat-o, lăcrimăm. Nu știu, chiar și astăzi pe scenă e imposibil să nu ai emoții alături de acești bravi artiști ai neamului. Într-adevăr, sunt din rădăcini de muzicieni foarte talentați, care întotdeauna au știut să dea tot sufletul publicului nostru drag și de aceea și noi am avut emoții foarte mari, foarte frumoase, pozitive. În primul rând, ne mândrim cu Moldovlasca și ne mândrim cu colaborarea noastră frumoasă, Trio Vatra Neamului, alături de Moldovlasca. A doua piesă pe care am interpretat-o este o piesă populară, la fel destul de dragă nouă, pentru că e o piesă de dragoste, mai în ritm mai vesel, mai ritmată și la fel aranjamentul este făcut de Veceslav Ștefăneț. Iarăși ne-am regăsit foarte bine. Victoria, am ajuns la tine și intenționat am lăsat pe final. Vreau să te întreb și sunt sigură că emoțiile tale diferă. Ce emoții ai trăit, fiindcă te-am urmărit chiar de la bun început a spectacolului, că stăteai, te ghemuiai, vrei să vezi tot ce se întâmplă și cum reacționează publicul chiar de la primele note. Așa este pentru, în primul rând, pentru faptul că Slavic este soțul meu
drag și scump. Dorin Buldumea este un prieten foarte apropiat. Eu, de fapt, îi cunosc ca și duet într-o prietenie frumoasă și într-o colaborare frumoasă muzicală de acum 17 ani în urmă, pe când eram toți copii, aveam câte 16 ani și toți porneam ca niște puișori, așa, în muzică, parcă încercam, parcă abia cunoșteam ce e muzica în genere. Și primele lor evoluări, de fapt, eu am fost primul spectator care tot timpul i-am încurajat și tare mult îmi plăcea ce făceau ei. Mă bucur enorm pentru succesul lor, pentru simplu fapt că s-au decis totuși să spună publicului ceea ce au de spus și au pornit frumos într-o lume, să zic, mai deosebită, adică lumea cea a publicului larg, pentru că ei de fapt au foarte mulți fani, să zic, în mod privat, și nu degeaba am spus în interviu, în concert, că Slavic și Dorin mi-au spus așa o frază foarte faină, care mi-a plăcut foarte mult, că de o vreme încoace, de când ne cântăm noi pe la nunți și petreceri, tinerii care nu iubeau muzica populară sunt înnebuniți de muzica populară pe care o cântăm noi în mod deosebit, mai modern, mai content sârbească, să zic așa. Și el mi-a zis, Slavic, o să vezi, eu o să fac publicul, tot tineretul să iubească muzica populară. Adică are un scop exact bine definit și asta mă bucur foarte mult și chiar mi s-a memorizat așa. Emoțiile mele sunt doar pozitive pentru că am retrăit din nou iarăși și emoțiile lor, ca de fiecare dată. Le urez mult succes din tot sufletul meu și mă mândresc enorm cu ei. Eu încă nu mi-a revenit din aceste emoții pe care le-am trăit acolo pe scenă, alături de Dorin și Veaceslav, alături de acești băieți talentați, acești mega, mega vlăstari plini cu sevă de talent, de mari muzicieni, mari lăutari, atât Veaceslav Ștefăneț, precum și Dorin Buldumea, precum și această tânără orchestră moldovlească, merită, sincer, merită toate aplauzele din lume și toate florile. Sunt minunați și cred că oricare interpret de la noi, deci de Republica Moldova și nu doar, ar fi onorați, așa precum și eu în astăzi seara am fost onorat să cânt alături de ei. Ce ai cântat? Am cântat două melodii, melodia Satul meu frumos și o melodie preluată de repertoriul lui Dan Spătaru, Țărâncuța. Spune-te, rog, ești la prima colaborare cu Moldovlasca sau ai mai avut anterior tangențe? De fapt, acest proiect, proiectul Moldovlasca, a fost lansat în seara spectacolului meu de creație, cu 2 ani în urmă. Pentru mine a fost ceva de nedescris, emoțiile pe care le-am trăit în această seară. Am revenit pe scena Palatului Național, exact, cu 2 ani în urmă. Ce părere ai despre nașterea unei noi orchestre în Republica Moldova? E foarte bine, pentru că e o orchestră tânără, o orchestră care aspiră spre un alt suflu al cântecului popular și cel mai interesant e că alături de această orchestră pot cânta atât artiștii de muzică populară, precum și cei de muzică ușoară. Ce le dorești? Baftă, succese și multe, multe spectacole cu spectatori înrăiți și doriți de muzică interpretată de către Moldovlasca.
Corina, îți spun în primul rând bună seara și mă bucur să te văd prezent aici. Spune-mi, te rog, ce emoții ai trăit pășind în această scenă? Wow, cred că, știi, niște emoții din astea care le simți când ești prima dată în scenă, știi? Dar asta a fost 20 de ani în urmă, tu știi? Probabil că pe an ce trece sau melodiile care se coc mai bine, nu știu cum, în mințile oamenilor, parcă e o responsabilitate mai grea și emoțiile sunt mai împovărate când ieși în scenă. Nu împovărate, eu zic în sensul pozitiv acum, este și normal un artist să aibă emoții. Dacă nu ar avea emoții, nu ar putea transmite acel mesaj publicul care ascultă. Și publicul a fost într-adevăr unul care... A fost unul foarte receptiv, un public care cunoaște cel puțin melodiile din repertoriul meu și mai cu seamă această melodie care a devenit între timp cartea mea de vizită, Dorul Lunii, pe care de 6 ani de zile nu mă scutește nimeni, oriunde nu merg, trebuie neapărat să... în orice program, în orice recital, să cânt această melodie. Iată că astăzi publicul a avut ocazia să asculte această melodie într-o haină mai nouă, într-o haină semnată de Orchestra Moldovlască, în frunte cu doi mari instrumentiști valoroși de la noi din țară, Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, care au lansat acest proiect extraordinar odată cu acest spectacol, Orchestra Moldovlască. Da, e o rampa lor de lansare pe această scenă astăzi și cu siguranță că ăsta e abia începutul, vor face multe, multe alte spectacole și artiștii vor face coadă colaborând, la colaborări împreună cu acești minunați virtuozi. Ce să le zic, Doamne ajută, băieții sunt profesioniști, așa precum ei sunt riguroși de felul lor, atât Veceslav cât și Dorin. Din punctul ăsta de vedere au ales cu mare, mare strictețe și băieții care fac parte din această echipă, pentru că, într-adevăr, sunt băieți profesioniști, au făcut foarte multe repetiții, noi am încercat să respectăm graficul de repetiții și ne-a bucurat foarte mult acest lucru, cred că s-a simțit această emoție și pe scenă. Cur să vă văd în cadrul acestui spectacol, ce emoții ați trăit? Să știți că emoțiile se dublează, se triplează când cânți la lăutari. Sala plină cu muzicieni, soliști, valoroși, cântăreți. Sigur că puțin te sperie acest lucru, pentru că sunt atenți la fiecare detaliu, la fiecare melism cântat, la intonația perfectă a unui artist, poate care spectatorii simpli poate nu aud undeva, e tot ok, iar oamenii din domeniu știu acest lucru. Am avut emoții mari, dar am fost primit bine. E un lucru îmbucurător pentru mine. E un semn că lumea mă cunoaște, lumea mă respectă și mă bucur acest lucru. Și eu le întorc dragostea mea prin cântec de fiecare dată. Ce melodie ați interpretat? Ce frumoasă e seara asta, lume! Deci ce frumoasă e seara asta și la mulți ani, surori și frați! La mulți ani, surori și frați, verișoare și cumnați! Deci două melodii foarte frumoase, aș spune, fac parte din repertoriul meu de scenă, care am fost acompaniat, chiar vă spun, am primit o plăcere enormă, pentru că e o orchestră tânără și cu multă energie, deci cu mult puls, așa cum de fapt socot sunt și eu, mai pulsiv așa un interpret. Vreau să știu dacă anterior ați mai colaborat cu Moldovlască sau sunteți la prima tangență? Ei, cu Moldovlască eu mă cunosc din anii 2001, deci ne cunoaștem pe când eram eu student la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. Am cântat cu ei, de fapt eu împreună cu Dorin și Slavic, am crescut împreună, noi ne-am format împreună, pentru că noi cântam petreceri împreună, cântam spectacole, noi am lucrat în prima orchestră de muzică populară, noi am lucrat împreună, noi de la început am lucrat împreună. Deci, da, cu orchestră condusă de Anatol Vițu, am lucrat acolo toți împreună, și Slavic și Dorin, după care au urmat multe spectacole prin raioane, multe petreceri, turnee, și cu frații Advacov au fost amândoi angajați acolo, o turnee și în România. Deci, și până la urmă, cel mai important, Miss cu Mătri.
cel mai important, fac parte din lista celor 99 de cu metri. Dorin Buldumea și Slavic Ștefăneț. Bine, serios, sunteți cu metru tuturor moldovenilor, îmi pare mie. Au botezat-o pe Andreiuța. Și eu mă mândresc de acest lucru. Acum ei, în primul rând, ei vin dintr-o familie de lăutari, binecunoscuți, dinastia Ștefăneț, dinastia Buldumea. Eu, de fapt, să vă spun, eu am studiat la școala de muzică clarinetul și ca idol l-aveam pe Ion Buldumea, pe tatăl Dorin. Și acum uite că soarta ne-a unit. Eu scând cu Ficiorso și cu Slavic, suntem de la Nord. E o chestie frumoasă. Cred că lucrurile frumoase și tânăra generație, de fapt este o tânără generație promițătoare, care știu că o să cucerească mult inimile publicului și o să-și găsească locul în sufletele oamenilor și moldovlasca în foarte scurt timp. Vă spun în primul rând bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Și mă bucur că ați fost partea acestui spectacol și mai mult sunteți invitați special. Spuneți-mă, rog, ce emoții ați trăit și cum ați reacționat la invitația celor din Orchestra Moldovlasca? M-am bucurat foarte mult că s-au gândit la mine, dintre atâția artiști valoroși pe care îi avem și în România și în Moldova. S-au gândit băieții ăștia la mine, am o legătură specială cu ei încă de când suntem, de când am fost colegi la liceul de muzică. Ei sunt puțin mai tineri, într-o generație mai tânără, dar noi ne-am urmărit așa unii pe alții și ei s-au bucurat pentru succesul meu, eu m-am bucurat la rândul meu pentru succesul lor. Și am răspuns imediat invitației cu mare bucurie. Doriți băieților din Moldovlasca și dacă aveți un mesaj poate și pentru telespectatorii Busuioc TV. Da, mesajul este de bucurie și de speranță cu privire spre viitor. Admirând acești băieți, munca lor și efortul ăsta mare de echipă pe care l-au făcut, există o speranță că lucrurile merg în direcția bună, cel puțin în ce privește cultura noastră, tradițiile, identitatea noastră națională. Este foarte important să promovăm și să punem în atenția publicului acest gen de muzică, pentru că este ceva ce ne reprezintă și ceva ce ne leagă, ne face legătura între strămoșii noștri și copiii noștri. Este foarte important că în felul ăsta știm cine suntem și ce e cu noi pe pământul ăsta. Altfel am fi așa, în aer, ca să zic, n-am avea identitate națională. De asta eu mă bucur și de fiecare dată când o să fie nevoie de mine, o să sprijin asemenea acțiuni artistice. În primul rând vreau să vă zic bună seara și mă bucur că ați fost parte a acestui spectacol. Spuneți-mi, vă rog, ce emoții ați trăit? Bună seara! Nu știu, de fiecare dată când ies în scenă am emoții, dar asta e separat. Ceea ce ține de apariția mea în acest proiect este cu totul specială, pentru că noi suntem buni prieteni și colegi și ne aleagă ceea ce este mai frumos, muzica. Și pentru mine am fost încă un vis împlinit să cânt cu orchestră două melodii de folclor, ceea ce nu am făcut-o niciodată în public larg. Ce melodii ați cântat, ca să știe și cei de acasă? Au fost două melodii, una sună în felul următor, Deci supărată, și a doua, Mândra mea se numește. Mândra mea cu oi camură. Apariția acestui proiect a fost chiar așteptată, nu că binevenită pe piață, pentru că sunt deja orchestre care sunt. Aici colegii mei au venit cu alt gând, cu altă abordare.
cu alt suflet și alt mesaj. Ceea ce le ies foarte bine și, și asta deja depinde, rămâne la, la aprecierea publicului. Nu cred că, nu, că publicul o să fie indiferent. Ce le dorești pentru viitor? Așa cum ai spus în interviu, le doresc sănătate și să aibă putere. Restul vine din viață, din viața de zi cu zi și, evident, succese cât mai mari. Succese și cucerirea tuturor. Partea acestui concert, spune-mi ce emoții ai trăit și ce melodie ai interpretat? În primul rând mă încearcă emoții mari pentru că venind la acest spectacol mi-am dat seama că aici, anume aici, în această sală, a avut loc primul meu concert solo în 2001 și este ceva extraordinar de nedescris. M-au încercat acele emoții de parcă eram un adolescent și când am ieșit în scenă, se simte atmosfera de sărbătoare aici, când am ieșit în scenă am scăpat de toate emoțiile pentru că, în primul rând, pentru oricare artist este important să aibă un spate bun, vorbesc de orchestră, și pentru oricare interpret este important să se audă bine și am avut o parte de un sunet perfect, o orchestră extraordinară și de un public receptiv. Am încercat să-i dezgheț pentru că ei erau un, cel puțin așa din culise am observat, un public foarte corect, foarte clasic, ascultau foarte atent, dar și foarte profesionist, ascultau foarte atent, ci când fiecare virtuos care era în scenă, vorbesc despre instrumentiști extraordinari care au pășit în scenă și aplaudau la final de piesă. Eu am încercat să rup din ei aplauze și mi-a reușit și în timpul melodiei, nu pentru mine, dar pentru orchestră și pentru acești bravi băieți. Zi-mi, te rog, ce melodie ai interpretat și ai făcut ceva mai special? Am cântat o sârbă la mulți ani, cu drag vă spun, este o melodie pe care am scris-o eu muzica, versurile Mariana Conceru și băieții au făcut un aranjament pentru piesă. Plus la asta m-am gândit că ei sunt tineri și sunt deschiși pentru experimente și am cântat unul din șlagările mele, Jumătate eu, jumătate tu, dar o acompaniat de orchestră de muzică populară și în stil popular. Și am demonstrat că se poate și sună foarte bine și unele melodii de muzică ușoară pe ritmuri populare. Ai spart niște bariere, ai dat la o parte. Da, pentru că din totdeauna am făcut invers. Am luat muzica populară și am pus-o pe ritmuri moderne. Dar acum am vrut să experimentăm altfel și băieții au ieșit și ei din tipare și au acceptat această provocare. Vreau să știu dacă ai avut anterior colaborări cu cei din Moldovlasca. Nu, n-am avut colaborări, asta a fost prima colaborare. Ne cunoaștem cu băieții de mult timp. Cred că de prin 2004, da? Foarte de mult, chiar de mult. Acum îmi dau seama că sunt ani, sunt 15 ani. Noi și-am îmbătrânit, eu nu înțeleg. Da, eu da, un pic de firii albe, par, dar eu nu le observ. Important e că noi când ne întâlnim, de parcă suntem mai tineri, pentru că noi ne amintim de acele momente care ne-au legat atunci și de parcă avem iar 18 ani și de parcă iar suntem plini de energie, dar noi chiar suntem plini de energie, dar plini de energie și de tot felul de nebunii. Nebunii în sensul bun al cuvântului, experimente, plecări, călătorii frumoase. Cu Dorin Muldumea am fost în prima călătorie cu mașina în Bulgaria. Am râs atât de mult, am ascultat atâtea muzică bună, atâta muzică populară, atâta folclor, atâta muzică lăutărească. Cu Veceslav am avut ocazia să cânt cântăm la tot felul de petreceri, evenimente frumoase. Am râs și ne-am bucurat împreună și mă bucur și de această colaborare.
Ce le dorești în viitor? Le doresc succes, le doresc cei ce-și doresc și ei și cei ce-și dorește fiecare artist. Pentru că un artist fără succes, atunci nu mai este artist. Le doresc succes, le doresc să fie apreciați, le doresc să aibă grijă de boala stelară, pentru că asta este propriu nu doar pentru interpreții de muzică ușoară, dar și pentru cei de muzică populară și, apropo, nu doar pentru muzicieni, dar și pentru medici și profesori și polițiști și tot ce vrei, oameni din diferite domenii. Să nu vă crească urechile, să vă crească inima și inspirația și să creați, pentru că publicul apreciază. Asta s-a văzut și în această seară. Seara și vreau să vă întreb ce emoții trăiți post-concert. Avem emoții foarte mari, pozitive, fiindcă a ieșit cam cum am vrut noi, publicul a reacționat foarte frumos, ne-a cerut la bis și cred că mai bine nu există pentru noi la moment. Vreau să știu totuși de unde a pornit Moldovlasca, cui aparține această idee să formați o orchestră? Orchestra, cât și denumirea orchestrei, ne aparține în totalitate Mișlui Vecislav, ideea de a crea și denumirea vine de la două genuri muzicale care le abordăm mai des, genul muzical folcloric moldovenesc și cel al românilor din Serbia, Vlasca. De asta e combinație de cuvinte, Moldovlasca. Așa, și de când putem considera această orchestră oficial? Oficial ne-am lansat la concertul lui Adi Carp, prietenul nostru, în 2017 la Palat Național. L-am acompaniat pe el și pe mulți alți soliști de la noi din Republica Moldova. Așa, și componența orchestrei, totuși cine a ales-o și din ce membri este formată? Vă leagă o relație de prietenie? Desigur, suntem în primul rând prieteni și i-am ales fiindcă sunt foarte buni, tineri, ambițioși și prietenoși. Câți membri aveți în orchestră? Azi în scenă am fost împreună cu Vecislav, 19 muzicanți și vreau să-i mulțumesc în parte fiecărui pentru dăruirea de sine, că au fost alături de noi în totalitate, s-au dedicat pentru proiectul ăsta și toți sunt în parte meseriași în domeniu și îi mulțumesc din suflet fiecare, îi salut. Cine a ales interpreții care au evoluat în scenă? Zic eu că tot i-ați ales după anumite criterii. Împreună am ales, pe lângă că sunt foarte buni interpreți la noi din Republică și respectiv și Cezar Cazanoi care vine din România. Sunt și cu mătrii noștri și prieteni și chiar ne place cum cântă. Noi le-am ales după gustul nostru, în primul și în primul rând. Moldovlasca, cu ce vine nou în muzica din Republica Moldova? Fiindcă, zic eu, mai sunt orchestre. Ce aduceți publicului ceva nou? Cu ce-i captivați? Prin cuvinte nu prea aș putea să vă redau ce anume nou, dar cred că public azi a simțit ce a fost nou, chiar am primit și felicitări după spectacol acum, că au fost multe momente noi, care muzica populară, care publicul nostru încă nu a dovedit să le vadă până acum. Cât timp v-au luat repetițiile? Cât timp v-ați pregătit de acest spectacol? Ne-am pregătit, am scris note cam jumătate de an, dar cu băieții ne-am întâlnit acum cam 3 săptămâni, zi de zi. 3 săptămâni de muncă intensivă. Da, da, da. Veniți pentru telespectatorii noștri. Vreau să-i salut pe toți cei de acasă și ne dorim chiar să creăm muzică frumoasă, idei noi în folclorul nostru, să nu stricăm, dar să, din contra, să modernizăm un pic, dar în măsură și vrem
chiar ne dorim tot ce facem să ajungă la sufletul dumneavoastră. Echipa Busuioc TV le dorește celor din Orchestra Moldovlasca mult succes, admirator fidel și cucerirea noilor culmi. Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii din această seară. Dar înainte de a-mi lua rămas bun, țin să vă aduc la cunoștință că primul post muzical autohton în scurt timp va fi omagiat și va împlini 10 ani de activitate. Acești 10 ani de activitate am decis să-i sărbătorim prin două spectacole frumoase cu genericul Firicel de Busuioc, ce vor avea loc pe data de 22 și 23 februarie la Sala Palatului Național Nicolae Sulac, acolo unde vor evolua cei mai îndrăgiți și solicitați de dumneavoastră artiști. Iar în cazul în care sunteți telespectatori și admiratorii noștri, vă invităm alături de noi să sărbătorim cu muzică frumoasă și emoții de neuitat. Totodată țin să vă aduc la cunoștință că biletele le puteți găsi la casele Palatului Național, dar și pe iticket.md. Eu sunt Liliana Prado și vă doresc să aveți parte de o seară frumoasă alături de oameni dragi. Iar pentru buna dispoziție, vă îndemn să țineți conectat Busuioc TV. La revedere!